Coșurile improvizate sunt foarte periculoase, spun specialiștii, iar în ceea ce privește reparațiile, acestea trebuie făcute de personal calificat. Un alt aspect foarte important este să nu fie lăsate în preajma coșului de fum materiale inflamabile. Specialiștii Inspecției de Prevenire din cazul ISU Maramureș le reamintesc tuturor cetățenilor măsurile de prevenire care trebuie respectate înainte de reînceperea utilizării coșurilor de fum. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, aceștia trebuie să știe că coșurile de fum trebuie curățate de către un personal specializat în domeniu cel puțin o dată pe an. De asemenea, trebuie reparate fisurile care au apărut pe timpul nefolosirii acestor coșuri. La trecerea prin acoperiș se va lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară și elementele combustibile ale acoperișului. Coșurile din zidărie trebuie să fie izolate față de elementele combustibile ale planșierilor și acoperișurilor astfel. La trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămida coșurilor la 25 de centimetri. În spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de izolator incombustibil sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă. De asemenea, coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 până la 0,8 metri. De asemenea, cetățenii trebuie să știe că în jurul sau în apropierea sobelor nu se pun elemente combustibile. Pentru siguranță este recomandat să nu lăsați focul nesupravegheat.